și jumătate. Eu m-am trezit și ia uitați-vă ce frumusețe avem acolo. Wow, pur și simplu. Doamne, ce frumos este. Nu arată absolut deloc ce se întâmplă, pentru că acolo este roz. Este minunat. Wow, superb. Este foarte interesant că partea asta este foarte roz în realitate. Pe cameră deloc nu se înțelege că este roz, dar uitați-vă, în apă se reflectă puțin roz. Și pe partea asta la fel, eu în realitate văd și aici roz, așa ca o pată, dar pe camera absolut deloc nu se vede asta. Fetelor, sunt deja acasă, am și mâncat. Vreau să vă arăt o chestie. Eu am pus știți acest organizator la intrare, doar că din cauza că pun aici genți, se îngrelează și a căzut din cuierul acela pe care l-am atașat, așa că a trecut aici acest organizator. Măcar nu stau pe acolo, pe jos, să se plimbe. Clar, îmi trebuie mai mult loc, dar asta e situația. Aici trebuie la fel să mai fac ordine. În orice caz, mi-am separat toate hainele pe care nu le port, le-am dus la tomberon, totul este în regulă, pe care le-am dat, pe unele le-am dat, așa că mi-au rămas cam doar ce port aici pe umeraș și respectiv la mine în dulap. Cu geanta asta o să mă gândesc unde să o pun, ce să fac. Cred că o să o agăț acolo, pentru că aici e baia mea și să nu o șifonez. Asta o țin în cazul în care mergem noi la moschee. Dar îmi place foarte și foarte mult. Este perfectă pe gustul meu. Are și partea asta de jos, iar eu sunt acolo, mă duc să mă apuc de curățenie și apoi să fac mâncare, să pregătesc, de fapt, aperitivele pe care le-am gândit. Pentru că mâncarea caldă o să pot să o fac mai aproape de venirea oaspeților, pentru că nu are rost să o fac acum. Vă pup, ne revedem! Ieri am aranjat și la băi, este totul curat, oglinda curată, mai trebuie să iau, iată, asta de aici și este așa cum este, trebuie să schimb prosoapele și la Victor am făcut pentru că era, oglinda era foarte și foarte murdară. Eu am aici astea ale mele, o să vă arăt într-un videoclip, o să facem un videoclip cu îngrijirea mea. Mă gândesc cum să îl denumesc și o să vă arăt rutina mea de dimineață, de seară, de corp și așa mai departe, pentru că s-au cam schimbat câteva lucruri. De exemplu, până acum foloseam doar retinolul seara pentru că simțeam că este de suficient. Acum însă am schimbat, unele chestii nu mi-ajung, trebuie să mi le comand. Victor și-a strâns patul, pe biroul lui un pic dezordine, dar mă lămuresc eu și ziua noastră minunată. Cred că asta o să fie un obicei să vă arăt ce avem peste geam, chiar dacă vedeți de 100 de ori, dar pentru mine este absolut o meditație. Și jos. E foarte interesantă treaba asta aici jos, pentru că de jos nu se vede, dar dacă te uiți de la înălțime, se vede foarte și foarte frumos. Și iată așa. Superb. Dar între timp am primit comanda de la Kipsons. Haideți să vă arăt ce am comandat. Ce nu am putut să car ieri cu mine, aia am comandat. Deci avem așa zmeură.
afine, banane. Mai departe, avem aici, s-au terminat frunzele de salată, așa că am comandat. Castraveți. De ce am luat două de zmeură? Parcă era una de zmeură și una de căpșuni, trebuie să verific. Dar nu e problemă că Victor oricum le mănâncă. Lavinia? Mai departe, am luat pătrunjel, asta îmi trebuie mie pentru aperitive. Două sucuri. Unul cu mango, unul, de fapt acesta este nectar și acesta este suc. La fel, iarăși, salată. Lapte, iau și așa, din acesta care expiră mai rapid. Mai departe, aici avem nectarine. O să le pun direct aici. Am un măr. De fapt, trebuie să mâncăm merele neapărat. Și ce mai am aici? Cred că, da, mandarine. O să le pun la fel aici. Și asta o să-l mănânc eu imediat. Repede să le pun pe la locuri și apoi mă apuc de mai departe de mâncare. Asta trebuie să duc la copii în cameră. Uitați-vă, deja e murdărică, deja și-a înșirat totul. Și Lavinia urcă pe canapea și stă în picioare ca să mă duc eu repede să o dau jos, înțelegeți? Este foarte periculos ce faci. Du-te și pescuiește! Bună dimineața, fetelor, de la mine Creață. Sper să prind liftul liber ca să vă arăt tot outfit-ul. Eu mă duc la doctor. Mă duc pentru că ieri chirurgul nu era liber și n-a mai ajuns. A avut o operație de urgență, așa că a plecat. De aici se aude un sunet super ciudat și cred că se lucrează la un lift, de asta vine așa târziu. Eu stau aici deja de 5 minute și nu vine niciunul. Haideți că eu întârzi numai nu ăla. Și să vedeți că ăla vine. N-am mai reușit să vă filmez pentru că a venit liftul deja cu oameni și mi-era incomod. Și oricum s-a umplut, era groaznic de plin. Sunt în parcare, vă arăt când mă întorc. Sunt în parcare, deja am coborât, mă duc la intrare. Deci, nu știu dacă v-am arătat, nu cred că v-am arătat. Acolo este ieșirea din blocul nostru și uitați-vă, vedeți că este scris îndreptat unde este intrarea. Iată, acolo este intrarea în clinică. La doi pași, foarte comod și foarte mișto că această clinică însă și este mișto, nu știu, mie îmi place, părerile se împart, dar mie deocamdată mi-a plăcut. Nouă, de fapt, că și eu am fost și copiii, Tudor niciodată nu are nevoie, el este sănătos, dar mie îmi place. Gata, eu mă întorc, totul a fost atât de simplu. Deci, minunat! Așa, a dat spre aprobare operația către... Așa se face aici, se deschide un ticket în care se cere asigurării necesitatea de a face operație, de exemplu în cazul meu, și ei aprobă sau dacă nu le iese lor acolo, cer mai multe detalii de la medici, cum ar fi analize, USG și așa mai departe, și atunci se aprobă în majoritatea cazurilor, așa că trebuie să doar să vorbesc cu cineva ca să vină să stea cu copiii. Mi-a zis așa, operația se va face aici, în această clinică. În aceeași zi mă las acasă, 4 incizii, 4 punctulețe, o scoate și gata, am plecat acasă. Recuperarea va fi un pic mai dificilă pentru că nu am voie să ridic, în rest, perfect, nu vine să cred. Dar mi-a zis că trebuie scoasă pentru că o să am probleme mai departe, așa că o scoatem. Și a zis că după aia trăiești viața ta liniștită. Așa că sunt foarte fericită.
mă duc acasă. Astăzi mergem la un festival, a primit, v-am zis, cred, că a primit Tudor bilete pentru toată familia să mergem la un festival și o să filmez de acolo, așa că ne vedem un pic mai târziu. Noi am ajuns la festival, la carnaval, că este carnaval, nu este festival. Mergem, am trecut securitatea și ne-a dat brățărele pentru copii. Eu bănuiesc în caz că se pierd să aibă pe cine suna. Și acum mergem să vedem. Habar n-avem ce să se întâmple pe aici, dar e foarte multă lume. Iată așa brățărele. Da. Și undeva înăuntru scrie numele și telefonul. Și ca de obicei, cei care tentează copiii sunt prezenți. Și încă mai vin așa și fluture cu baloane. Victor vrea magazin. Da, baloane! E mai în față, e puțin mai în față. Acolo este mâncare, băuturi. Aici regăsim așa o zonă și sunt niște trepte unde poți să urci sus. S-au dus băieții să urce imediat să-i vedem acolo. Noi în parcul ăsta încă nu am fost, dar este mișto, aș spune eu. Ia uite-i! Tati, ia uite tati acolo sus! Tata, uite acolo tata, ia! Uite Victor, uite Victor! Bună! Hai că mami filmează, dar se uite, bună! De fiecare dată mă minunez cât de curat este. Eu văd ceva, eu văd ceva. Ia uitați-vă acolo, cine vine? Uite acolo! Le-am cumpărat la copii un avion și ăsta de baloane să se distreze. Așa, noi am venit la Target Ring ca să obține Victor poate un cadou, o jucărie. Este muzică aici, așa că nu prea pot să filmez, dar vă arăt câteva secvențe. Lavi se joacă deja cu jucăria lui Victor. Uite la mine! Deci aici este partea cu mâncare, sunt foarte multe rulote din acestea. Aici mai sunt diferite activități, la fel pentru copii. Bate, bate, bate! Victor trebuie să umple apă ca să primească o sticlă cu apă. Bravo! Wow, ai câștigat! Deci sunt tot felul de activități de familie, dar nu sunt toate gratis. Sau nu se înțelege ce trebuie să facem. Ce frumos e acest havuz. Este până încolo. Superb arată. Ce fain e pe partea asta. Lavinia dansează! Nu cântă muzica să filmez. Noi ne-am comandat câte ceva care nu este absolut deloc picant. Este picant de ți-ar durechile. Tudor și-a luat butter chicken. Eu butter chicken am mâncat la hotel în Dubai. De atunci nu mai vreau. Și tot așa zicea că nu e picant. L-a și luat înapoi, l-a prefăcut, corect? L-a făcut iar din nou, nu știu ce i-a făcut, cred că i-au adăugat ceva apă și au venit și au zis că gata, nu-i picant și tot picant era. Noi am mâncat, mergem până la baie și apoi o să vedem, cred că mergem în partea cu basketul, pentru că acum s-a stins muzica, pentru că este ora rugăciunii. O să filmez ceva. Da, bună ziua! Aici este... ceva nepicant, presupun. No, thank you. Mergem să căutăm.
unde este baia și apoi să ne întoarcem pe aici. N-am fost, dar sunt cozi peste tot, așa că nu o să stăm. Aici trebuie să cânte cineva, probabil. Da. Vedeți că... A, este acolo bandul ăla pe care l-am filmat pentru Reels. Mergem să vedem. Big T. It's tricky. Off the Drew with a juggling. Three basketballs, one spinning. We're doing the rodeo! Through the legs, the cowboy dance. Okay. Behind the back. Don't stop. Hey. Let's go. Noi mergem să căutăm popcorn. Noi ne întoarcem, acolo este basketul, dar Victor deja nu mai este interesat să se uite. Întoarce capul, se joacă, deci ne-am hotărât să plecăm. Mergem să căutăm popcorn. Da, uite ce frumos! Îl așteptăm și pe tati. Mergem să căutăm popcorn și eu vreau cafea și înghețată. Ah, uite-l tati! Tati cu lave, a pus-o pentru că se împiedică. Iată, sunt tot felul de standuri din astea, dar nu înțeleg ce trebuie să faci și habar nu am, nu înțeleg. Gata, noi am decis să mergem acasă, este aproape ora 7:30, cred că e 7:30 chiar. Și ne îndreptăm spre casă, s-au mulțit aici, când am venit nu era nimeni. Mergem acasă că nu prea avem altceva de făcut. Ne-am oprit Victor să mai arunce un pic avionul și apoi pornim. Mergem spre... Păi nu puteam să începem de la 1. Pornim spre taxi, poate găsim acolo taxi. Părul meu încă ține. L-am făcut, nu știu dacă v-am zis, l-am uscat aseară și apoi l-am împletit. Victor supărat. Ne-am ajuns acasă și uitați, pe poză se vede mai frumos. Norii se văd foarte frumos. Și afară e atât de bine, răcoros. Victor a mințit. Da, Victor? Este ora 8:03. Numai bine că la vila 8:30 se bagă la somn. Așa că am ajuns în timp util. Ne-am și distrat. Zic eu, nu înțeleg de ce seara se face așa, zici că ceață, adică camera arată așa. Habar nu am de ce. Fetelor, noi suntem acasă, deja la vinea la somn am pus-o. Eu nu pot salva videoclipul. Deci astăzi, toată ziua, sunt cu videoclipul nesalvat. Pentru că îmi zice că nu am memorie, deja nu mai știu ce să șterg din acest calculator și ca să înțelegeți, uneori aveam 8 giga, de exemplu, avea videoclipul și era ok, adică mergea să se salveze. Acum îmi zice că nu am memorie și filmulețul are doar 6 giga. Deci eu mă mai uit că se încarcă acolo, dar nu înțeleg de ce nu vrea să meargă, deja atât am șters, eu nu mai pot, sunt plină de nervi. Ce să vă zic despre carnaval, carnaval se numește, da, a fost drăguț ca orice alt tip, nu-mi place că e foarte multă lume, nu-mi place că se mănâncă pe unde apuci și se mănâncă doar fast food, nu mi-a plăcut că era picant, dar a fost ok, de foame, știți, se mănânci orice, nu mi-a fost rău după, pentru că am scos toată chestia aia picantă. Și acum mă bucur că am venit atât de devreme, pentru că Lavi poate să se culce la timpul ei de somn,
Ce bine că se încarcă. Eu sper să se încarce. Deja atâtea poze am șters, că nu mai. Acum o să mă străduiesc să încarc acest filmuleț pe canal. Cine nu doarme o să-l privea, să se uite. Eu, la noi, de fapt, este ora 8.35, în Moldova, în România, este 6.35, așa că apuc, dacă vrea Mr. Final Cut Pro să mi-o salveze. Eu vă pup, vă mulțumesc că ați fost cu mine și în acest filmuleț și ne revedem data viitoare în următorul vlog. Mâine, nu știu ce avem de făcut, dar dacă mâine avem o zi lejeră, mâine vine tortul lui Victor, dacă apuc, vreau să mă duc singură până aici în mall-ul nostru, Rimol. Nu, nu o să-ți arăt tortul. Vreau să mă duc pentru că vreau ceva să iau. Și deja luni este ziua lui Victor. O să filmez neapărat. Eu sper că pe live o să lase să intrăm acolo. Cred că mâine poate mă duc să iau niște încălțăminte pentru că acolo au mărimea doar 25. Și la fel este 22. Și mi-e frică că o să fie prea mari. Așa că mă duc să văd dacă găsesc ceva în mall. Poate găsesc ceva la reduceri, că o să crească din ei și atunci nu avem nevoie. Vedem. Vă pup, vă mulțumesc. Pa, pa! Thank you.